Deși au anunțat că vor boicota simulările, liceenii s-au răzgândit. Ba mai mult, se pare că unii au tratat așa cum trebuie examenul, așa se face că avem peste 100 de note de 10. Au fost și liceeni care nu s-au prezentat sau au fost notați cu note între 1 și 1,99. La simularea probei scrise de limba și literatura română, din totalul celor 2693 de elevi de clasa 11-a, au fost prezenți 2409. În cazul probei obligatorii a profilului au participat 2491 de elevi, iar la ultima probă 2327. Avem la limba română un număr de 53 de note de 10, la matematică și istorie un număr de 40 de note de 10, iar la proba profilului un număr de 20 de note de 10. Reprezentanții inspectoratului școlar se declară mulțumiți de procentul obținut la simulări și se așteaptă ca rata promovabilității la examenul din vară să crească. Ca și procent de promovabilitate, este un procent de promovabilitate de peste 50% anul acesta. Rezultatele înregistrate vor fi analizate în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute nu se contestă și pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise depusă de elevi sau de părinții acestora. Bacalaureatul real va fi susținut de absolvenții de liceu pe parcursul lunii iunie, când au loc probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, a competențelor digitale și a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, urmând ca probele scrise să aibă loc în prima parte a lunii iulie.